Ideea de a organiza un asemenea eveniment, de asemenea învergură, e o șansă foarte rară pentru România. Acum ne-am lămurit și vedem ce înseamnă câți bani, de fapt, presupune organizarea unui mare eveniment sportiv. Și cât de puține țări își mai permit să facă chestia asta. Din ce în ce mai puține țări își permit. Individual vorbesc. Eu cred că e un proiect extrem de fezabil, acesta. Deci nu e așa că spunem noi că o să facem și de fapt nimeni nu, nici noi nu credem. Eu cred ca și dumneavoastră că avem o șansă extraordinară. Cred că folosim ce avem ca și bază de pornire, stadionul, infrastructura Bucureștiului care e suficientă, ce partea de infrastructură rutieră, după aceea aeroportul, gările, toate celelalte lucruri. Cred că e un lucru foarte bun. Deci din partea mea aveți tot sprijinul. Din partea tuturor miniștrilor și a celorlalte instituții și cu primăria lucrăm foarte bine și cu toată lumea. Acum, de aceea l-am desenat pe domnul vicepremier Oprea, că trebuie făcute hârtiile, zi de zi. Și sunt convins că le face. În rest, nu pot decât să fiu cel mai fericit dacă în septembrie avem vestea bună și o să fie o realizare extraordinară pentru dumneavoastră, care ați condus atâta timp federația, pentru noi că avem șansa să fim aici, nu o să mai fim nici prim-ministri, nici ministri în 2020, dar nu știu dacă ne mai invită cineva, ne cumpărăm bilet. Dar tot e bine să se întâmple asemenea lucruri în România și cred că beneficiul este evident pentru toată lumea. Beneficiul de imagine pentru țară, de infrastructură, de turism, de dezvoltare sportivă, de toate celelalte lucruri. Deci, din punctul meu de vedere, absolut tot sprijinul. Cum v-am zis de altfel de la prima noastră întâlnire, încă o dată cred că am desemnat persoana potrivită ca să miște rotițele înțepenite ale administrației, dar având aici toți miniștrii, eu sunt convins că reușim. Important este ca astăzi să nu vă supărați, dar nu în prezența mea, că mă duc să mai am și alte întâlniri, să stabiliți ca și calendar ce avem de făcut și de bifat și imediat ce apare o întârziere să ne iasă stegulețul. Domnule, vedeți că cu asta suntem în întârziere. Că e foarte clar că până pe 25 aprilie trebuie să fie dosarul complet. Acolo nu cred că ne lasă, că las că faceți mai încolo și astea sunt doar beneficii pe care le-au primit alții. Când au primit organizarea unui eveniment, lor li s-a mai dat voie mai târziu. Noi sigur nu o să avem un asemenea tratament. Dar, sincer, eu cred că chiar putem să fim cu tot dosarul gata până pe 25 aprilie și dumneavoastră să puteți să fiți un avocat acolo care să aibă și argumente în susținerea dosarului, nu doar influența personală, care e esențială, știu, în asemenea momente, dar nu e suficientă. Deci, eu vă mulțumesc tuturor, cu speranța că nu vă încurc prea mult retrăgându-mă. Vreau să cred că reușiți astăzi să faceți exact calendarul.